Alcoolul este substanța de abuz cea mai răspândită și cea mai acceptabilă din punct de vedere cultural și social. Alcoolismul în România este un fenomen amplu cu preponderență în mediul rural. În ultimii ani, țara noastră se află pe primele locuri în Europa la consumul de alcool. La întrebarea de ce beau românii atât de mult, încă nu s-a găsit o explicație pe această temă, însă se pot face doar speculații. O posibilă explicație ar fi aceea că fiind o țară cu multe zone rurale, în care munca în agricultură nu este organizată, consumul nu este nici el descurajat. La munca câmpului nimeni nu îți cere să nu vii băut, dimpotrivă cei care lucrează cu ziua cer pe lângă bani și alcool. Ceea ce nu este o speculație este faptul că în România alcoolul are cel mai scăzut preț și este accesibil tuturor. Conform unei analize Eurostat, în 2019 România a avut cele mai mici prețuri la alcool din Uniunea Europeană. Consumul excesiv de alcool produce extrem de multe efecte negative. Pe lângă consecințele asupra sănătății, dependența de alcool sau alcoolismul poate duce la importante daune sociale și economice asupra individului. Alcoolismul are consecințe sociale dramatice, cum ar fi deteriorarea relațiilor familiale, separare, divorț, probleme legale, comportament nepotrivit și multe altele. Actele de violență sunt asociate de multe ori cu consumul de alcool, iar în ultima perioadă, polițiștii raportează din ce în ce mai multe astfel de conflicte. În ultimele 24 de ore, la nivelul județului nostru, Inspectoratul de Poliție Județean Gorj a raportat două conflicte, unul pe raza comunei Scoarța și altul în comuna Vladimir. În ambele cazuri a fost vorba de acte de violență exercitate de bărbați asupra familiei pe fondul consumului de alcool. În cazul conflictului de la Scoarța, o femeie de 69 de ani a apelat numărul de urgență 112, sesizând poliția cu privire la faptul că a fost agresată de fiul său. Polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiuni de violență în familie și au luat măsura emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Din primele cercetări efectuate de polițiști la fața locului, a reieșit faptul că în timp ce se afla la locuința de domiciliu de pe raza comunei Scoarța, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, un bărbat de 48 de ani ar fi exercitat acte de violență asupra mamei sale. Victima nu prezenta leziuni vizibile și nu a dorit să fie transportată la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale. În cauză, polițiștii au luat măsura emiterii unui ordin de protecție provizoriu, prin care agresorul a fost evacuat din locuință pentru 5 zile, fiindu-i interzis să se apropie de mama sa sau de locuința acesteia. Totodată, polițiștii au întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de violență în familie. În cel de-al doilea caz, o femeie de 37 de ani în comuna Vladimir a sesizat polițiștii din cadrul secției 6 Poliție Rurală Târgu Cărbunești cu privire la faptul că are un conflict cu soțul său care consumase băuturi alcoolice. Ajunși la fața locului, polițiștii au luat măsura emiterii unui ordin de protecție provizoriu. Ajunși la fața locului, polițiștii au stabilit că, pe fondul consumului de băuturi alcoolice, soțul femeii, în vârstă de 42 de ani, s-ar fi deplasat la locuința soacrei sale din localitate, unde se afla și soția sa, ocazie cu care ar fi pătruns fără drept în curtea locuinței acesteia, ar fi spart mai multe geamuri ale imobilului și le-ar fi amenințat pe cele două femei cu acte de violență. Polițiștii au luat măsura emiterii unui ordin de protecție provizoriu, prin care bărbatului i s-a dispus să nu se mai apropie de cele două persoane vătămate. În cauză s-a întocmit un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de violare de domiciliu, distrugere și amenințare. Abuzul cronic de alcool reprezintă o problemă majoră de sănătate publică cu repercusiuni medicale, sociale și economice importante, atât la nivelul individului și familiei, cât și la nivelul societății.